Astăzi ajungem în templul mâncării fast food și anume McDonald's pentru a explora cel mai nou sandwich al lor și anume McCrispy. Am să vă zic în acest clip tot ceea ce aduce nou acest nou sandwich pentru că el promite destul de multe așa. Am să vă dezvălui tot ceea ce trebuie să știți despre el, evaluăm împreună gustul acestui sandwich și ne vom decide împreună dacă el este un must try sau dacă este, you know what, un alt sandwich al celor de la McDonald's. În acest fel veți ști dacă merită să încercați acest sandwich sau dacă nu merită să nu încercați. Așa că hai să vedem ce ne propune McDonald's cu acest nou McCrispy. Astăzi ne aventurăm în lumea fascinantă a McDonald's-ului, ce anume acest loc magic unde se vând 75 de burgeri în fiecare secundă. E bine, nu cred că este nevoie să vă zic că aceștia sunt stăpânii fast food-ului, dar hai totuși să aruncăm o privire scurtă în culisele acestui fast food, și anume a acestei gigante mașinării de burgeri. Istoria McDonald's debutează undeva în 1940 în San Bernardino, California, din Statele Unite, când frații Richard și Maurice McDonald și-au deschis primul restaurant. Povestea prinde are prin anul 1954, când un anume Ray Kroc, un vânzător de mixere pentru shake-uri, face o vizită în acest loc unic și ajunge la un acord istoric cu frații McDonald pentru a transforma acest concept într-o franciză. Iar de acolo expansiunea a fost practic de neoprit. În 1965 au lansat legendarul Big Mac, iar în 1975 au făcut un prim pas spre internaționalizare, deschizând un restaurant în Canada. Astfel au devenit un brand cu o faimă globală. În 1984 au lansat și un slogan care a rămas așa în istorie și anume I'm loving it. Apoi, în 1990, au inaugurat deja restaurantul cu numărul 10.000 în Rotterdam. Din anii 2000 au inclus și opțiuni sănătoase în meniu, cum ar fi salata de la Mac, și au adaptat meniurile pentru a se potrivi fiecarei țări în parte. Evoluția McDonald's a fost o adevărată călătorie caracterizată prin multe succesuri, dar și inovații așa de-a lungul timpului. În România, McDonald's și-a făcut debutul în anul 1995 în Piața Unirii din București. Iar în momentul de față ne putem bucura de un număr de 96 de restaurante McDonald's în 29 de orașe. Din acestea, 50 au și McDrive pentru a satisface rapid pofta de burger, iar 53 dintre ele includ și cafenelele McCafe. McDonald's este în momentul de față liderul incontestabil al industriei de restaurante din România, urmat de nume sonore precum KFC, Mesopotamia sau Pizza Hut. Și bineînțeles, nu puteam să mă abțin să nu gust acest nou McCrispy Deluxe de la McDonald's. Acest sandwich de pui cu brânză cheddar, salată Batavia verde, rondele de ceapă roșie, castraveți murați și roșii, soțit de un sos delicios din muștar și miere, părea o combinație foarte interesantă așa pentru McDonald's. Așa că am decis să încerc doar varianta deluxe, pentru că McCrispy simplu părea să fie destul de similar, dar cu sosul McBacon. Și dimensiunea lui era mai mică, la doar 200 de grame. În timp ce deluxul practic impresiona cu generozitatea sa de 250 de grame. A remarcat faptul că acest McCrispy deluxe semăna foarte mult cu un burger cheesy care a fost introdus în meniul lor în aprilie acest an. Dar aici brânza topită cu aroma sa de cheddar și ceapa roșie făceau așa ca totul să pară mai fresh și mai apetisant chiar în cazul McCrispy Deluxe. În plus au făcut o altă schimbare de la ultima mea vizită legată de aspectul bucății de carne din interiorul sandwich-ului. M-am dat și... frate, da. Ce trist arată ăsta mine. E literally un ban cu ceva sos cu un castravete aruncat acolo și efectiv un random și chiar așa ar trebui să arate for real chestia asta. Și acum totul arată mult mai apetisant, dar și mai delicios în același timp. Pentru mine această escapadă la McDonald's era deja un eveniment. Mai ales că practic putem spune, datorită căldurilor de afară, că suntem cam în plină vară. Așa că plimbarea până la restaurant a fost una foarte plăcută. Am pornit cu entuziasm către cel mai iconic loc pentru burgeri din lume pentru a cumpăra și a vă arăta acest McCrispy Deluxe. Am lăsat pașii să mă conducă și m-am bucurat de priveliștea impresionantă pe care mi-o oferă râul Bahlui, unul dintre cele mai tari locuri de pe planetă. Știi că ești pe drumul cel bun atunci când te îndrepți către Mac. Iar semnele și afișele din oraș, care îl prezintă pe McCrispy Deluxe, îți arată cât de măreț este de fapt acest sandwich. Mi-am dat seama că am mai găsit o reclamă ascunsă pentru aceste două noi sandwich-uri, așa că da, Mac chiar nu s-a jucat la capitolul reclamă. Și am înțeles că da, merg unde trebuie. Am ajuns în restaurant și fiind o zi din săptămână, nu a trebuit să aștept la coadă. Așa că am putut să selectez rapid ceea ce mă interesa cu adevărat. Am văzut și salata asta impresionantă, dar ceea ce mi-a atras privirea a fost, bineînțeles, McCrispy Deluxe, la doar 24 de lei. O sumă destul de acceptabilă, așa, mai ales dacă este să comparăm cu prețul cheesy burgerului din aprilie. Cu toate acestea, trebuie să menționez că există o diferență semnificativă de dimensiune. Burgerul cu pui din aprilie era mai mare și costa 28 de lei, în timp ce acesta a venit la 24 de lei. Diferența dintre cele două fiind una destul de măricică, așa, la 100 de grame chiar. Am optat pentru meniul mare, care în total a fost
35 de lei. Am făcut plata și am plecat, fiind acum mândrul posesor al noului burger a celor de la McDonald's. Și asta a fost părerea mea după. Au costat 35 meniu mare, ceea ce e ok, I guess, da, no. Vedem. Am luat comandă minunată și m-am întors acasă. Am început să scot tot ceea ce mi-a pregătit McDonald's și desigur avem această nouă campanie McDonald's cu flexul pe pahare, unde vedem Space Jam în fruntea listei. Shoot the ball! Și bineînțeles Tokyo Drift. Bonul cu o sumă totală de 35 de lei și desigur o pungă care conținea burgerul și cartofii. Am scos cartofii și am început să gust. Cartofii ca de obicei au primit nota 10, apoi a venit momentul cel mai așteptat și anume McCrispy Deluxe-ul. Pe ambalajul burgerului erau detalii cu privire la conținut, așa că am deschis pentru a vedea mai bine ceea ce conținea. Era un sandwich destul de simplu așa la prima vedere, asemănător cu ceea ce McDonald's a mai oferit așa în trecut. L-am luat în mână și am putut să observ mai bine conținutul. Am văzut salata, ceapă, roșiile, carnea de pui, feliile de brânză topită și chiflele cu susan. Toate însoțite de un sos promițător care părea deja foarte delicios. Chiar dacă era un sandwich aparent destul de basic, la prima vedere arăta actually destul de bine. L-am desfăcut pentru a vedea mai clar ce se află înăuntru lui și cam așa arăta. Era un sandwich o leacă mai fresh așa, așa cum practic ne-a cam obișnuit McDonald's în ultima vreme, cu multe legume și o cantitate generoasă de carne de pui. Cel mai important lucru este că nu mai arăta ca acel sandwich ciudat de acum câteva luni. Asta este perspectiva din fața sandwich. Și da, se poate vedea că era plin de ingrediente. Așa că da, m-am aventurat la prima gură. Bun, hai să vedem. Bă, e bun. Puțin picant, dar e gustos. Îmi amintește de un alt burger, dar... yeah, pretty nice. Cred că am făcut o treabă bună așa cu ăsta, așa la prima gură. Was nice. Așa că am continuat să gust din acest sandwich cu fiecare mușcătură până l-am terminat. Da, a fost puțin mai picant decât mă așteptam, dar în general a fost destul de satisfăcător așa. Nu este neapărat cel mai bun sandwich de la McDonald's pe care l-am încercat vreodată, dar cu siguranță nu este unul pe care să nu-l recomand. La un preț de 24 de lei și comparându-l cu sandwich-urile de pui pe care le-au mai introdus ei în ultimele luni, McCrispy Deluxe are un adevărat raport preț-calitate foarte ok. Pentru că să fim sinceri, atunci când mergi la McDonald's nu te oprești doar la un singur sandwich. Mai ales că acesta este și destul de mic, actually. Combinat cu alte opțiuni din meniu, funcționează excelent. I-am dat un scor de 8,5 banane din 10 pentru preț și pentru raportul preț-calitate. Merită să-l încerci odată pentru a-ți forma o părere despre el, dar nu vă așteptați neapărat la ceva extraordinar. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc din inimă pentru că v-ați uitat la acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe, pentru că mă ajută enorm. Ne vedem în următorul clip.